deciderea, să zic, festivalului concurs Sâmburele de Aur, ediția 18-a și având în vedere faptul că întotdeauna am numit această acțiune ca un copil de suflet al meu, iată că am reușit, pe lângă cei trei copii naturali de care sunt deosebit de mândru, cele două fete, Ana și Maria, să aduc și acest copil de suflet la vârsta majoră. Sunt convins că prin eforturile pe care colegii mei le-au depus pentru aici a organiza această ediție, va fi una cu totul deosebită. Sigur că este poate ediția cu cea mai mare încărcătură emoțională, având în vedere faptul că suntem în 2018, când sărbătorim primul centenar de Românie Mare, de Românie Dodoroață, îmi place să aud, și dacă chiar nu putem discuta astăzi de ce înseamnă România Dodoroață, cu certitudine nimic nu ne împiedică să vorbim despre marele spirit românesc. Și atunci când vorbim de spirit românesc, sigur că pornim de la, în primul rând, de la limbă, de la cultură și acest spirit nu poate fi transmis decât prin educație generațiilor viitoare. Am convingerea că prin inițiativa de a aduce concurenți chiar din zone istorice ale României, care astăzi nu se află în granițele României, pot fi un exemplu pentru noi toți ce înseamnă să conservăm și să valorificăm acest potențial nemaipomenit al spiritului românesc. Astăzi, aici, în Alba Iulia, nu la 100 de ani, la 18 ani de la prima ediție a festivalului Sâmburele de Aur, la un eveniment devenind un timp ca emblemă, ca ceea ce înseamnă cultura tradițională românească, românească nu numai din granița României, și românească de pretutindeni de unde se manifestă. Este un moment frumos. Legat de festival, este chiar ceea ce ea vine după o experiență, să zic, neplăcută, o implicare tot în spiritul de a reuși să integrez și să dau înapoi ceva acestui județ. Prima implicare a mea, oarecum forțat, așa a fost să sprijin echipa de fotbal. După un eșec total cu echipa de fotbal, lucru care chiar nu mergea, atunci am hotărât ca banii pe care îi alocam în mod în anul 99 la fotbal și în 2000, să-i transfer strict pe această direcție. Având mereu convingerea că, repet, prin viitorul nu înseamnă decât educație. Fără educație nu putem avea viitor.